programul impus prin ordin de prefect 463, care stabilește data și ora desfășurării ceremoniei de punere a jurământului. Sărbuna doamnelor, bună ziua domnilor, numele meu este Iulian Jugan, sunt subprefectul județului Neamț. Am fost desemnat să coordonez această ceremonie de punere a jurământului, un moment special pentru fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă unii dintre dumneavoastră sunteți cu mai multe mandate, deci aveți o experiență în administrație, nu mai vorbim de doamna primar, dar având în vedere caracterul solemn al acestei ceremonii, v-aș adresa rugămintea să ne ridicăm, să ascultăm imnul domnului. Procedura, pentru cei care nu știu, dar mare majoritate o cunosc. În primul rând, și procedăm în consecință, o să desemnăm președintele de ședință. Potrivit legislației, este cel mai experimentat dintre consilieri, ca să nu spunem decanul de vârstă, în persoana domnului Mardare Gheorghe, deja s-a alăturat echipei. Bineînțeles, el este secundat de cei mai tineri dintre consilieri de aici. Mă refer la domnul Ceai George Alexandru, respectiv doamna Țibichi Elena Mădălina. Practic, e vor fi forul de conducere, bineînțeles, secundați de noi, cu sprijinul nostru, astfel încât ceremonia să decurgă potrivit reglementărilor în vigoare. În prima fază vor depune jurământul consilierii locale, validați, pentru care secretarul general al primăriei a primit încheiere de la judecătorie. Fiecare dintre dumneavoastră va fi solicitat de către președintele de ședință, va merge, va depune jurământul cu mâna stângă pe Biblie și pe Constituție, va semna cele două exemplare de jurământ, unul va rămâne la domnul secretar general. După parcurgerea acestei etape, o să rog pe domnul secretar general la fel să spitească din încheierea venită de la judecătorie pentru doamna primar, după care, iarăși, președintele de ședință, domnul Mardare, o va invita pe doamna primar să depună jurământul. În concluzie, o să constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru constituirea Consiliului Local pentru intrarea în drept a mandatului de primar. Obligația primăriei, a secretarului general, este ca în termen de 3 zile să transmită la instituția prefectului procesul verbal. Sper că se întâmplă mult mai repede, astfel încât să poată fi emis ordinul de prefect care consfințește legalitatea constituirii Consiliului Local și implicit dreptul dumneavoastră de a munci, ca să nu zic obligația de a munci. O să vă prezint pe scurt. Încheierea numărul 7045 din 11.10.2024 emisă de judecătoria Piatra Neamț, secția Chivilă, care, în urma considerentelor, dispune: admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circumscripție, admite propunerea de validare formulată de secretarul general al UAT Dumbrava Roșie, județul Neamț, validează mandatele următorul consilier local declarați aleși, respectiv Alexandru Ovidiu, Moale Ioan, Gafița Dănuț, Țibichi Elena Mădălina, Mardare Gheorghe, Bulea Ilie, în reprezentarea Partidului Național Liberal, Ceai Gheorghe, Ichimioae Florin și Ocneanu Lili Marcel, în reprezentarea Partidului Social Democrat, Leșoianu Elena și Zietu Costel, în reprezentarea Alianței pentru Unirea Românilor,
Maxim Daniel în reprezentarea Partidului Uniunea Salvați România și domnul Căvăscu Iulian Petru în reprezentarea Partidului IES România. Admite propunerea de invalidare formulată de secretarul general UAT, Dumbra Varoșie, Petruian. Invalidează mandatele consilierul local de Crăț Areș, Chirițescu Elena și Cătana Nicolae. Dispune comunicarea încheierii de îndată prefectul județului Neam, secretarul general UAT, Dumbra Varoșie, pentru informarea consilierului local de Crăț Areș, precum și a consilierului local de Crăț Areș, Chirițescu Elena și Cătana Nicolae, cu privire la invalidarea mandatelor lor executorii. Înțeleg că s-a făcut și prezența, suntem majoritatea confortabilă. 13 urmează ca ceilalți doi consilieri locali să depună jurământul în fața dumneavoastră după ce vor fi validate mandatele de supleanță. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Dumbrava Roșie. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Căvăscu Iulian Petru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dumbrava Roșie. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dumbrava Roșie. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Apunte sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circunscripție numărul 33, Comuna Dumbrava Roșie, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Dumbrava Roșie, județul Neamț, obținând doamna Chirițescu Elena, candidatul Partidului Național Liberal. Depunerea jurământului de către doamna primar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dumbrava Roșie. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Am deosebită onoare și plăcere astăzi, chiar sunt super fericită că am reușit din nou să depun jurământul pentru nou mandat al Comunei Dumbrava Roșie. Am încheiat ieri un mandat, de fapt astăzi, dar ieri a fost ultima ședință de Consiliu Local, la care le-am mulțumit domnilor consilieri. Deci am fost ca într-o familie. Ca să faci administrație, în primul rând, trebuie să ai înțelegere în Consiliul Local. Dacă nu îți aprobă proiectele de hotărâri și investițiile, nu mergi mai departe. Am certitudinea că și dumneavoastră cei nou veniți, alături de ceilalți consilieri vechi, vom duce mai departe Dumbrava, pentru că Dumbrava este pe cel mai bun drum, cel al dezvoltării. Și nu aș fi reușit să fac toate aceste investiții dacă nu aș fi avut de partea mea un aparat de specialitate performantă. Vă mulțumesc și spor și succes în toate! Și noi vă mulțumim, doamna primar. Mulțumesc și felicit și pe toți consilierii locali care au depus jurământul astăzi. De asemenea, le mulțumim și foștilor consilieri locali care nu se mai regăsesc în actualul Consiliu Local. Am constatat împreună cu domnul secretar general că au fost îndeplinite toate cerințele legale pentru constituire. Urmează ca și formalitate emiterea ordinului de prefect, așa cum am spus. Ce pot să vă spun? Împreună cu cei doi suplanți care vor fi validați, sunteți 15 persoane în legislativul acestei comune, care reprezentați emanația voinței celor aproape 9.000 de locuitori care sunt în Dumbrava Roșie. Fiecare dintre dumneavoastră aveți pe umăr povara, între ghilimele, a încrederii pe care v-au acordat-o cetățenii, indiferent într-o măsură mai mică sau mai mare. Sfatul meu, dacă vreți de natură personală și nu se regăsească în ordinul de prefect, doar pe baza experienței pe care o am în administrație și mă bucur că am chiar e onoare să fiu astăzi la această ceremonie într-o comună unde se întâmplă lucruri, sfatul meu este să
să conștientizați valoarea, importanța și mai ales conținutul jurământului pe care l-ați depus, să nu fie o simplă formalitate, o hârtie pe care ați semnat-o. Vorbește în jurământ de bună credință, de putere, de pricepere. Sunt elemente pe care chiar trebuie să le puneți în slujba cetățenilor. Asta așteaptă fiecare, de pe orice uliță, din orice sat, de pe orice drum, din orice casă din comuna Dumbrava. Și asta așteaptă la dumneavoastră. Sunteți cei mai importanți pentru ei și așteaptă rezultate. E clar, s-au făcut, lucrurile se fac, lucrurile în continuare, suntem cu toții conștienți, dar prin tot ceea ce s-a făcut de către dumneavoastră, cei care au fost, doamna primar, nu mai spun, crește nivelul de așteptare. Și întotdeauna cetățenii vor dori tot mai mult de la dumneavoastră, de aceea trebuie să fiți cei mai buni, trebuie să formați o echipă dincolo de înțelegeri transpartinice, știu eu tot felul, că asta e viața politică, până la urmă asta e o rânduire pe care o trăim și e constituțională. Ne bazăm pe activitatea partidelor politice, ele sunt cele care dictează forma de democrație pe care o avem. Dar cred că înainte de orice trebuie să fiți partidul al cetățenilor din Dumbrava. Repet, este doar un sfat, nu e o ingerință în activitatea dumneavoastră politică, în crezul dumneavoastră, în activitatea pe care o aveți la partid, pentru că ați făcut lucruri bune, s-au făcut și sunt convins că sunteți capabili să faceți lucruri și mai bune. Felicit în același timp și aparatul de specialitate. Să uit așa cam temători, să nu încercați prea mult. Înțeleg importanța jurământului pe care l-ați depus. Încă o dată vă felicit și vă doresc succes și atunci când mergeți prin comună, nu neapărat doar în perioada de alegeri și când cerem voturile, să puteți să vă priviți cetățenii în ochi și să le explicați acolo unde nu se poate, de ce nu se poate, dar mai ales să le explicați că s-a putut ceea ce au așteptat, ceea ce au promis fiecare dintre dumneavoastră în campanie.